Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț! Astăzi am pentru voi cumpărături săptămânale, dar nu așa cum le făceam în mod obișnuit, ci de data aceasta le-am comandat prin intermediul unei aplicații. Acest filmuleț nu este sponsorizat, dar am folosit aplicația Glovo pentru a-mi cumpăra alimentele. Funcționează foarte, foarte simplu, pur și simplu îți descarci aplicația, îți faci un cont, ai mai multe magazine la dispoziție, îți alegi unul dintre magazine și vezi ce produse ți se pun la dispoziție, le selectezi, le pui în coș, plasezi comanda și într-un interval de timp destul de scurt vine un curier cu toate cumpărăturile tale. În cazul în care sunt produse care lipsesc, nu mai sunt pe stoc, ești sunat pentru a fi întrebat cu ce să se înlocuiască sau ce dorești să primești în schimb sau dacă se poate omite produsul respectiv. Totul este foarte, foarte simplu. Am făcut astăzi cumpărături din două magazine. Primele cumpărături pe care le veți vedea sunt din Cora, iar a doua tură de cumpărături, mai puține la număr, sunt din Kaufland. Și am făcut cumpărături din două magazine pentru că, după ce mi-am umplut coșul de la Cora, am observat că nu pot comanda carne de niciun fel. Și atunci am plasat comanda respectivă și am căutat să văd de unde pot comanda și cărniță și fructe proaspete, pentru că la Cora erau destul de puține fructe. Și atunci am optat pentru încă o comandă pe care am plasat-o la Kaufland. Și atunci asta vă voi arăta în acest filmuleț. Vă invit să urmăriți cumpărăturile, iar la final vă voi spune și câteva avantaje și câteva dezavantaje pe care eu le-am observat folosind pentru prima dată această aplicație. Voi începe din partea aceasta. Acestea sunt cumpărăturile din Cora. Avem așa, două baghete care sunt proaspete, după cum le observ. O pâine cu făină de secară, pâine toast, două cutii de lapte 3,5% grăsime, fulga. Aici avem o caserolă de ardei capia, sincer mi se par cam mare, adică eu i-aș fi ales mai mici și trebuie să-i desfac din ambalaj pentru că pe lângă codițe văd că încep să mucegească, dar sunt mari. Dar, mă rog, așa era caserola. Nu am nimic de comentat. Aici avem un iaurt de bătut Covalact, două sticluțe de kefir, o esență, super esență de portocale. N-am încercat niciodată produsele acestea. Dar esență de portocale, sau de fapt eu puneam coajă de portocale la cremele de vanilie și mereu aveau așa un gust fain. Și dacă nu mai am coajă de portocale, am să încerc cu esența să vedem dacă obțin același rezultat. Paula cu vanilie și Paula cu căpșuni. Aici avem ceapă roșie, 3 cepe. Almete cu ceapă verde și almete cu verdeață. Iaurturi, 8 iaurturi, da, asortate acolo, mai multe tipuri, două caserole de roșii, 500 de grame are una. Aici am luat apă pentru copilași, este așa cu țuțuroi și am luat-o pentru că este foarte practică în mașină. Le este mult mai ușor să bea, oricum lor în general este mai ușor să bea așa, dar în mașină cu atât mai mult. O cutiuță, o caserolă de ciupercuțe, 500 de grame. Aici avem două bucăți de avocado. Unul pare ok, ăsta mi se pare puțin cam moale. Sper să nu avem surprize și să fie stricat, pentru că la avocado mereu e o loterie. Ori îl nimerești prea crud, ori stricat. Foarte greu îl nimerești numai bun de mâncat, deși am ales special să fie ready to eat, adică numai bun de mâncat. Aici avem o telemea de vacă, 200 de grame, o cutiuță de ceai cu fructe de pădure de la Fares, șuncă de Praga Cristim,
de 100 de grame, cred că ar trebui să fie, parcă, da, 100 de grame. Aici avem mușchi țigănesc, tot de la Cristin, tot 100 de grame. Și aici am mai văzut așa salam, cred că are crustă de parmezan, eu așa am înțeles. Și cântărește 80 de grame acest pachetel. Mai departe avem și un mango, care tot așa ar trebui să fie numai bun de mâncat, dar mi se pare cam tare puțin. Un kilogram de morcovi, o jumătate de kilogram de lămâie, le-am luat și pe acestea bio. Mai departe, ce avem? Avem aici niște castraveți, care iarăși sunt bio, doar că va trebui să-i scoatem din pungă cât mai repede, pentru că deja începe să se strice ceva pe aici, sper că doar codița. Am luat 2 castraveți, după care avem așa un mix de salată, chef salad. Avem bucuria, nu știu care e diferența exact între ele, asta văd că e cu varză, de exemplu. Și aici mix roman. Am luat așa ca să facem salate mult mai rapid. Oricum aici avem și o salată verde ca să mai suplimentăm. Aici avem o caserolă de baby spanac, o legătură de ceapă verde, o legătură de pătrunjel, două pliculețe de boia de ardei, o caserolă de ardei gras, așa mai galben. Aici avem un bax de apă minerală și două baxuri de apă plată. Astea plate au, nu, astea minerale au 1,5 litri și astea au 2 litri și vin așa pe partea asta ca să ajung mai bine. Avem pastârnac, am luat așa o caserolă de pastârnac, 300 de grame și un mix pentru supe, dar mi se pare un pic cam sărăcăcios așa, adică avem doar o bucățică de țelină, doi morcovi și o ceapă. M-aș fi bucurat la o bucățică de, nu știu, de praz, poate, niște pătrunjel, oricum eu l-am luat și separat, dar bine. Mai am câteva produse non-alimentare pe care le-am cumpărat. Un pachet de șervețele umede pentru curățenie, un deodorant, săpun lichid ca să umplu recipientele din baie, o apă de gură, Colgate Plax, o soluție pentru vasul de toaletă, Domestos, și aici o sticlă foarte mare de balsam de păr. Eu am mai folosit produsele de la Kalos acum mulți ani, nu știu, 12-15 ani. Atunci nu erau așa în ambalaj mare, erau în ambalaj mai micuț. Atunci mi-au plăcut, să vedem dacă o să-mi placă și de data aceasta. Din Kaufland nu am mai comandat multe lucruri pentru că nu am avut nevoie. Am comandat acești pufuleți cu smântână și ceapă verde. Sunt curioasă cum sunt, că n-am mâncat niciodată. Un pepene, are vreo 8 kg și ceva. Un box de apă pentru copilași, tot așa cu țuțuroi. O pungă de cartofi, ci că sunt ok pentru prăjit. Așa, aici avem câteva chifle Kaiser din, din acestea așa rotunde. Aici avem ceafă de porc barbecue fără os, deja marinată. Eu cerusem, era ceva gata ambalată, dar mi-a spus că s-a terminat. M-a sunat o fată și mi-a spus că nu mai era gata ambalată, așa că poate să-mi pună vrac. Și mi-a pus vrac, am cerut 6 bucăți și am aici 1 kg
230 de grame. Și prețul pe kilogram nu prea vrea să focuseze. De ce nu focuseze? Prețul pe kilogram este de 25,99. Asta vrem să o facem un weekend pe grătar. Aici avem pulpe de pui dezosate, fără piele. Aici avem cărniță de mânzat. Este pulpă de vită. O caserolă de struguri albi, fără sâmburi. Și nectarine. Mi-au pus destul de multe. Eu mă bucur că mi-au pus multe. Pe aplicație, acolo alesesem cam un kilogram, că am văzut că era 9,99 lei kilogramul și am ales un kilogram. Și văd că mi-au pus aproape un kilogram și jumătate. Nu mă deranjează că ne plac nectarinele. Și astea sunt produsele din Kaufland. Vă mulțumesc tuturor că m-ați urmărit până în acest moment. Dacă v-a plăcut filmulețul, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu pentru mai multe filmulețe. Și acum haideți să vă spun câteva avantaje pe care eu le-am observat folosind această aplicație. În primul rând, eviți aglomerație, nu pierzi timp mergând fizic la cumpărături. Este foarte comod, cel puțin pentru mine. Ai un control asupra produselor pe care le alegi, vezi întotdeauna o sumă estimată, nu este chiar totalul pe care îl vei plăti la final, poate să varieze în funcție de anumite produse, dar ai mereu o idee asupra sumei pe care o vei cheltui. Este foarte ușor să pui produsele în coș, iar în cazul în care te răzgândești, este foarte ușor să le scoți. Și nu este ca la magazin, de trebuie să te duci să pui produsul pe raft de unde l-ai luat, ci doar îl scoți din coș. Mi se pare foarte practic lucrul acesta. Nu este un serviciu care să coste foarte mult, adică ai și anumite beneficii, poți să-ți faci un fel de abonament și atunci pentru o sumă fixă pe care o plătești în fiecare lună poți să comanzi ori de câte ori ai nevoie. Și comandând astfel, ești acasă, poți să mai verifici să vezi dacă mai ai morcov, dacă îți mai trebuie și altceva. Pentru că fiind la cumpărături de multe ori stai și te gândești, parcă aveam, parcă n-aveam, așa este foarte confortabil, ești acasă și poți să verifici orice înainte să plasezi comanda. Și dacă ar fi să vorbim despre dezavantaje, sunt câteva dezavantaje. În primul rând, la produsele care nu sunt ambalate, care nu vin așa din fabrică, de exemplu cum sunt iaurturi sau, nu știu, produse gata ambalate, mezeluri și așa mai departe, ci lucruri care trebuie alese. Este foarte posibil să nu fie alese la fel de bine cum ți le-ai alege tu, să nu fie chiar la fel de proaspete. Mă gândesc că în ideea în care și magazinul încearcă să scape prima dată de produsele care sunt puțin de tot mai vechi, nu stricate, nu spun că sunt stricate, dar care sunt puțin mai vechi și poate nu ar mai rezista foarte mult în magazin. Ai dezavantajul că primești foarte multe sacoșe, plase, pungi pe care le plătești. Nu e ca și cum te duci tu la magazin și reutilizezi sacoșele pe care ți le-ai cumpărat turele anterioare când ai fost la cumpărături și le refolosești. Nu. Aici, practic, ai plasat o comandă, ți se pun plăsuțe, punguțe, sacoșele noi, pe care ai dezavantajul că faci plastic, pentru că unele sunt din plastic și lucrul acesta nu-mi place să facem plastic așa degeaba. Și al doilea dezavantaj este că trebuie să le plătești, adică el nu-ți dau ambalajul gratis. Și ți se mai adaugă la comandă, la cheltuieli, 5 lei, 7 lei, 10 lei, depinde de numărul de sacoșe de care ai avut nevoie. Un alt dezavantaj este că nu ai acces la toate produsele din magazin. Ai câteva produse pe care ți le-au selectat ei, care sunt, pe care le găsești în aplicație și din acele produse tu îți alegi
ce dorești să cumperi. Deci nu ai o gamă la fel de variată ca atunci când mergi la magazin și poți să alegi dintr-un sortiment mult, mult, mult mai vast. Cam acesta a fost filmulețul meu de astăzi. Vă mulțumesc tare, tare mult că m-ați urmărit. Vă pup și vă aștept cu mare, mare drag în filmulețul următor. Pa!